Unde este domnul Ciolacu în aprilie? Unde este domnul Ciolacu în noiembrie? Problema este următoarea: dacă nu vă întâlniți, mișcarea pe care doriți să o faceți va lua sistemul energetic în colaps. Dumitru Dian Popescu, un expert în energie. Întrebat de Anca Alexandrescu de ce nu doresc să dețină XAT, indiferent dacă este o prostie, leneșă sau pentru că reprezintă alte interese, Popescu a răspuns: în anumite decizii, decizia poate fi luată. Oltenia Energy Complex este împărțit în 9 companii, unde 4-4 NOMV nu va scăpa de termenii Craiova. CET Govora, Arad, Suceava, Timișoara, toți cei care au dat faliment în 2 ani închise. Experții arată că în numărul de etape, România importă 1500 MW, sublinind că aceasta este o zi de vară. Atenție în timpul iernii! Direct XAT. Termenii Craiova vor fi eliminați, fără cărbune că nu au loc, va intra în faliment. Pierdem și de acolo 4600 MW. Olguta Vaslescu nu știe de ce nu se întâmplă. Mintea o închide. 1000 MW lipsă. Lasă serviciul să vină la masă pentru că știu acest lucru. Nu au resurse de stat pentru iarnă. Rezervele de cărbune de iarnă nu sunt. Frost și lacul acumulat gol, iarna vom lucra doar cu lumină pentru gospodărie. Compania este închisă. În 9.000 consum avem 6.000, a spus Dumitru Dianu Popescu. Jurnaliștii de anchetă și Bucura au spus, la rândul său, referindu-se la marele scandal din coaliția de guvernare produsă de faptul că PSDL a acuzat pe Virgil Popescu că a făcut jocuri ale companiei de energie și a cerut să găsească noi pași până la 1 septembrie. Acesta a fost următorul opcom legat de transe. În Ciolacu Transcectrica are o amendă. Și atunci înțelegeți unde este această luptă. Jurnalista de investigație Iosefina Pascal susține, de asemenea, ideea de a apela XAT, subliniază, în context, importanța acestei dimensiuni. XAT trebuie să fie chemat într adevăr și procurorul trebuie să fie reținut. Când situația energetică românească nu este în pericol. Acest lucru nu se joacă. La Bruxelles, Olanda importă lemn de scară mare, Bulgaria interzice exporturile de lemn pentru a avea grijă de ruralul rural mediu. NISA a interzis căldura cu lemnul din anul 2023. Nu este acceptabil să oprim exploatarea lignitei pentru lacurile care nu sunt siguri dacă mâncăm sau ce facem. Așteptăm semnalul de la Bruxelles.